Asociația Tinerilor Ortodoxi din Ungaria, sau MORIS, organizație civilă formată din tineri aparținând celor cinci jurisdicții ortodoxe care trăiesc în această țară, a împlinit 15 ani de existență. Evenimentul aniversar a fost marcat astăzi printr-o conferință și o întâlnire a membrilor ei la Colegiul Techelianum din Budapesta. Invitat special a fost preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a susținut cu acest prilej conferința cu tema Sfânta Liturghie, spațiu spiritual și timp al comuniunii între oameni, generații și popoare, prin jerfa și iubirea Mântuitorului Isus Hristos. La Budapesta am asistat la un moment foarte important și anume aniversarea a 15 ani a Asociației Tinelor Ortodoxi din Ungaria, sau Moris, după cum mi se spune prescurtat, o asociație care a luat ființă în anul 2004 și la care participă atât tineri din Ungaria, din cele cinci jurisdicții, dar la programele lor au participat și de asemenea și la acest moment aniversar, chiar și tineri din alte țări din împrejurim cum ar fi, de exemplu, din Slovacia, dar chiar și de peste mări și țări din Australia, tineri care, într-un fel sau altul, au legătură cu Biserica Ortodoxă și, iată, s-au strâns în jurul Ortodoxiei, în această capitală europeană. Cu acest prilej, la invitația conducerii de astăzi a doamnei Șinca Borbalo, care este președinte de 8 ani de zile, am susținut și o conferință în care am încercat să le transmit acestor tineri Prețuirea noastră pentru faptul că există și doresc să se organizeze în jurul Bisericii Ortodoxe și a credinței noastre strămoșești, să-i încurajăm și să arătăm că credința în Mântuitorul nostru Isus Hristos și prezența sa binefăcătoare este foarte actuală și binevenită pentru tot omul de pretutindenea, pentru creștinii Ortodoxi și în special pentru tineri. Asociația Moris a fost înființată la Budapesta în anul 2004 și este asemănătoare Asociației Ascor din România. România. Asociația Moris a fost înființată în anul 2004 la Budapesta cu binecuvântare parhiilor ortodoxe din Ungaria. Această zi a fost importantă pentru noi, pentru că sărbătorim 15 ani de la înființarea Moris și am dorit să marcăm acest moment într-un cadru mai larg. În acest context, l-am invitat pe preasfințitul părinte Siluan, care ne-a onorat cu prezența și a susținut o conferință. Din câte știu, MORIS este singura organizație de tineret ortodox din Ungaria, la care participă tineri nu doar dintr-o singură eparhie, ci din diferite eparhii. Este un lucru foarte important pentru noi să existe o astfel de organizație care să-i cuprindă pe copiii și tinerii ortodoxi din Ungaria, indiferent de etnie. În cei 15 ani de existență, Asociația MORIS a organizat numeroase tabere pentru copii. Sunt deja 15 ani și în fiecare an organizăm aceste tabere în diferite locuri din Ungaria. Au fost și locuri care au legătură cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, la Ghiula sau Otla Capustă. Dar am descoperit și alte locuri din Ungaria care au oferit experiențe foarte plăcute copiilor. Aceștia participă în număr mare, între 30 și 50 de copii din diferite categorii de vârstă, de la cei mici de 7-8 ani și până la cei de 17-18 ani, atât tinerii cât și noi cei care în calitate de clerici participăm la aceste tabere în fiecare an, suntem entuziasmați și marcați de dragostea și credința copiilor. La final, ierarhul le-a oferit tinerilor din Asociația Moris o icoană.